Bine te-am găsit! Și eu! Salut! Salut, Andrei! Salut! Măduță, dă pupciu-o fata! Dă pupciu-o fata! Să rămână, pe amândouă! Bună! Mami! Haideți! Haideți! Vă rog, vă rog, pleci! Vă rog, vă rog, pleci! Nu am azi? În seara vă mulțumesc că ați putut da curs invitației mele. Mă bucur că sunteți într-un număr mare, relativ mare. Asta înseamnă că în Slatina încă se promovează cultura. Mă copleșesc tare emoțiile, e normal, naturalețea spune cuvântul. Multe gânduri mă încearcă, numai decât că vreau să fiu scurt. Vă mulțumesc că mulțumesc celor dinaintea noastră că au dat șansa ca Slatina să devină o urbă și de câțiva ani Slatina să devină o capitală de județ europeană. Puțin se laudă cu asta din România. Puțin realizează că aici se promovează cultura, bunul simț. Și cât de curând sperăm noi tinerii că la nivel național putem să avem un cuvânt de spus. Am să invit pe doamna profesor inspector Aglaia Miclii să cuvinteze. Mulțumesc! Dacă ar fi să vorbesc ca mamă, eu mă consider o mămică fericită că aș fi mama acestui tânăr. Este vorba despre Alin Tufan, care se numără printre puținii tineri care s-au plecat să scrie o carte. Și vreau să-l apreciez foarte mult că această carte este scrisă pentru a aduna fonduri în vederea finalizării unor lucrări de construcții ale unei biserici care se construiește acum în localitatea Salcia. Cu ajutorul dumneavoastră, cumpărând această carte, ajutăm cu un centimetru, cu un milimetru să construim acea biserică ca divinitatea să fie cât mai mult lângă noi. Dacă aș vorbi ca dascăl, aș spune că nu mi-ar părea rău sau nu mi-a părut rău că am petrecut la catedră atâția ani să educ un tânăr ca Alin, pentru că dascălii adevărați trăiesc și transmit din pregătirea lor profesională tot ce au mai bun tinerilor. Trăiesc după principiul că dacă vrem să fim în viețile elevilor mâine, în amintirea elevilor mâine, trebuie să fim în viețile lor astăzi. Dacă aș vorbi în calitate de colegă, aș spune că sunt societatea românească, mediul educațional, mediul cultural, sunt toate aceste instituții sunt pe mâini bune. M-a impresionat foarte mult că lumea spune de regulă despre tineri că nu mai citesc o carte, că nu scriu o carte, dar uitați-vă că vă contrazic prin demersul și prin sufletul care îl depune Alin în a aduce spiritualității încă un lăcaș de cult și nu oriunde în mediul rural. Dacă ar fi să vorbesc ca anatomist referitor la sufletul unui om, aș spune așa că sufletul este singura substanță din organism adânc înregimentată, incoruptibilă,
și indestructibilă. Suntem alături de Alin și de tinerii noștri colegi, pentru că timpul, având printre alte calități una care este irreversibilitatea, să-i ajutăm ca mâine, poimine să ne ia locul tinerii care vin cu o altă mentalitate, cu o altă gândire, și e bine că noi împreună suntem alături de ei, învățăm de la ei, evoluăm alături de ei. Dacă noi, adulții, de vârsta a doua spre a treia, nu evoluăm împreună cu tinerii, stagnăm sau involuăm, părerea mea este că societatea românească nu merge pe un drum bun. Insist și vă spun că ar fi bine, prin ajutorul dumneavoastră financiar sau al altor colegi, cunoștințe, rude, prieteni, să venim în sprijinul acestui demers, acestui proiect, în sprijinul lui Alin, care m-a impresionat stând de vorbă cu el înainte de începerea activității, că este un tânăr de care sunt sigură că veți mai auzi, un tânăr care are rezerve nebănuite, foarte talentat, inimos, inteligent, deștept. Ar fi bine să se scrie undeva pe un milimetru pe acele ziduri că Alin a contribuit prin talentul lui, prin timpul care și l-a petrecut la definitivarea acelei lucrări. Zic că nu ne-am adunat întâmplător aici și că a acorda unor persoane la care ținem sinceritate, dragoste, iubire și timp, care este foarte prețios pentru noi, toate la un loc fac mai mult decât cea mai bogată bancă din lume. Te felicit, Alin, și Dumnezeu să-ți ajute în continuare. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Marcat de aceste cuvinte, am solemnitatea necesară să vă promit că cel puțin 70% din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, le voi îndeplini. Vă mulțumesc. Doamna profesor, dau cuvântul domnului deputat Daniel Ionuț Părculescu, unul dintre oamenii care, atunci când mi-a fost mai greu și alții m-au lovit, m-a ajutat, în primul rând, cu sfatul lui. Dacă ține minte de ceva ani buni, toți am vorbit nu de omul politic Daniel Bărbulescu, cât de omul Daniel Bărbulescu. Vă rog, domnule deputat. Mulțumesc. O primăvară frumoasă la Slatina, care începe frumos, zic eu, începe cu Alin Tufan și curajul lui de a-și așterne pe hârtie trăirile, sentimentele, gândurile și nu oricum, ci în versuri. Și eu, când eram un pic mai tânăr, am fost ajutat de alții și cred că trebuie să păstrăm acest lucru de a-i ajuta și a-i promova pe cei mai buni dintre noi. Sper să recidivezi în curând, să fie doar un început frumos al carierei tale artistice până la urmă și îți doresc mult, mult succes. Vă mulțumesc frumos, domnule deputat. Dar cuvântul unei dintre, cred că cel mai bun prieten al tatălui meu, omul care are niște convingeri, care m-au ajutat pe mine să știu că cei 7 ani de acasă sunt primordiali în dezvoltarea mea ca om în societate. Domnul Beniamin Radin, vă rog. Am venit astăzi aici cu plăcere, crezând că este un fel de datorie să particip alături de cineva, mai ales într-un moment de bucurie a vieții sale. Răsfoim astăzi filele unui eveniment de poveste. Domnul Alin Tufan
ne propune povestea unui suflet și eu cred că o face cu o debordantă sinceritate. Cu un curaj a cărui modă mai că aș vrea și eu să o port la reverele de primăvară-toamnă ale acestui an. Domnul Alin Tufan este un tânăr destoinic. Altfel, nu s-ar fi nimerit să aibă astfel de atitudini care transferă cumva gândirea lor spre mai departe. Îmi revine mie, cred, datoria să fac și câteva remarci în sine de literare și să spun că această zi este și o propunere a unei atitudini de spirit, vâltoarea de sentimente pe care tânărul Alin, cu care el încearcă parcă să este ceea ce poate surprinde uneori, dar ceea ce și poate constitui o armătură de rezistență a unor lucruri care trebuie să dăivească. Sufletul unui om este, iată, la Alin, și un fel de florilegiu de colinde pentru toate colindările lui, colindările fiecăruia dintre noi. Îl fericit că tânărul Alin Tufan are o efervescență a destoiniciei. Cred că va veni primăvara. Rămâne o poveste frumoasă, dar unor astfel de tineri care ne aduc orizonturile unor liziere de atitudine civică, putem să le spunem și în faptul unui moment că o luptă e viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Îți mulțumesc încă o dată pentru că mi-ai provocat. Pentru că mi-ai provocat. M-am surprins astfel, câteva ceară când de nostalgie tinerească. Și pentru că tot trebuie să închei, vă admir solidaritatea și vă doresc anotimpurile unui succes de plin. Vă mulțumesc pe seara frumoasă! Mulțumesc frumos! Și dacă tot am prilejul, vreau să încheiem, pentru că cel mult strică și plictisește, mai bine să fim conciși. Vă recit o poezie, nu este definitorie neapărat pentru mine și pentru acest album, dar vreau să transmit un mesaj generației noastre și generației care vine în urma noastră. Poezia se numește Glasul sau Limba Maternă și o dedic tuturor celor care vor crede că 7 ani chiar sunt primordial pentru dezvoltarea lor. Dulce glas însiropat, tu de mine ai uitat. Reînvieți corzile, alegeți cuvintele. Fără de păcat rostind, numele tu să mi-l porți. Și pe buze cu Alin, veșnic să nu-l uiți. Ca și glasul meu grăind, sufletul meu călător. Precum viața mea mergând, într-un vis alergător. Și trăiești din amintiri cu iluzii ficționare,
ai cuvinte să-ți alegi file din vocabulare. Veche vorbă sihăstrită. Tinerii te-au cam uitat și tu stai neprihănit, ei măcar te-au căutat și or să-i uite toți de tine, vor trăi din dezacord prin cuvinte noi străine, clasul tău rămâne mort. Trebuie să luăm atitudine, vă mulțumesc! Și eu mă mândresc cu un așa coleg și ale mele se moară pe viață ușoară. Multe probleme belele pe capul nostru bere. Crezi că ne place continuu să ne rotim de ero. Să vină prin adem să mă răprească-i cul. Enul pentru toți din țară o să-i doară. Vrem banii cu nu spargem bani, sunt filme. Dăm țepe că-i bine și încă ține. Stilul românesc fără cabule, pistoale. Că nu suntem în filmele americane. Stresul face victime, nu urmărești știrile. Ești în direct cu toate crimele. Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Prin personajele negative, infractorii îi protejăm, îi cistim mai rău ca dictatorii. Răfăcătorii sunt șmecheri când au banii, dar ajung infractori când nu au cologanii. Americanii merg tare cu mașinile, ne lovesc cântereții și cântărețele. Spirit latin iubim cu mare foc, trădați-n dragoste, eregiza cu noi nu-i loc. De când cu drogurile tare m-am făcut, fetele ajung tot mai repede mult. Sexul-i peste tot, în scări de bloc, în săr de clasă sau la private spice non-stop. E cool de tot, minorele spune de tot, la majorat vor gangbang, nu tort. Europa credea că venim să o vizităm, surpriză, suntem aici să o invadăm. Chiar să mulțumesc încă o dată special domnului, omului Daniel Bărbule. Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Is this the life? Do you wanna carry on? Is this the life I wanna get down? Nu ne pasă de fâșia, Gaza sau Irak. Adu lăutari că am un tank de aruncat. Că lumea vrea să-și audă numele în microfon și banii curte zici că-i aruncă de la balcon. Orice amărâtare, măcar un telefon, măcar o haină de firmă, măcar să fie domn. Unii conduc mașini mai scumpe decât casa unde stau. Cheltuie în club și banii pe care nu iau. Ne place sportul, jucăm fotbal noi. După meciul se termină cu box, așa la noi. Suntem o mare familie, n-avem ca frații. Dar la probleme știi bine, fugim unii de alții. Avem multe biserici, că păcătuim cam des, pline de femei măritate din interes. Sud-est, România, undeva în Balcani. Când aterizez pe aeroport, ține bine de bani. Is this the life I wanna live, I wanna carry on? Is this the life I wanna live, I wanna carry on? O poezie,
nu este definitorie neapărat pentru mine și pentru acest album, dar vreau să transmit un mesaj generației noastre și generației care vine în urma noastră. Poezia se numește Glasul sau Limba Maternă și o dedic tuturor celor care vor crede că 7 ani chiar sunt primordial pentru dezvoltarea lor. Dulce glas însiropat, tu de mine ai uitat. Reînvieți corzile, alegeți cuvintele. Fără de păcat rostind, numele tu să mi-l porți. Și pe buze cu alin, veșnic să nu uiți. Ca și glasul meu grăind, sufletul meu călător. Precum viața mea mergând, într-un vis alergător. Și trăiești din amintiri cu iluzii ficționare. Ai cuvinte să-ți alegi, file din vocabulare. Veche vorbă sihăstrită. Tinerii te-au cam uitat și tu stai neprihănit, ei măcar te-au căutat. Și or să-i uite toți de tine, vor trăi din dezacord, prin cuvinte noi străine, glasul tău rămâne mort. Trebuie să luăm atitudine, vă mulțumesc!